În fiecare an, Ziua Eroilor este celebrată odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, evocând memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării. La Slatina, autoritățile au marcat această zi importantă la Cimitirul Eroilor. La manifestări au participat autorități locale și județene, reprezentanții ai instituțiilor publice și ai partidelor politice. Ca în fiecare an, acest important eveniment se celebrează la aceeași dată cu sărbătoarea Înălțării Domnului. Ziua Eroilor, eveniment cu profundă semnificație istorică și religioasă, dedicată eroilor neamului românesc, căzuți pe câmpurile de luptă pentru libertatea, demnitatea, reîntregirea neamului românesc. Este o zi cu puternică semnificație istorică și religioasă deopotrivă pentru poporul român. Tradiția de peste un secol a manifestărilor comemorative dedicate eroilor neamului, în chiar ziua sfântă a Înălțării Domnului, o zi simbol a speranței creștine, ne dă certitudinea că jertfele celor care au luptat pentru țară vor rămâne mereu în memoria colectivă. Și Asociația Veteranilor de Război, împreună cu dumneavoastră, onorată asistență, se află aici la Cimitirul Eroilor pentru a duce prin osul lor de recunoștință celor care se odihnesc aici. Ei, eroii, se înalță astăzi din adâncimea multisacrară a veacurilor pentru a ne reaminti că niciun sacrificiu nu este prea mare când patria și interesele ei sunt în primejdie. Au fost momente solemne în care autoritățile au vorbit despre însemnătatea acestei zile istorice. Zeci de coroane au fost depuse în memoria celor căzuți la datorie. Manifestările s-au încheiat cu parada militară. Garda de onoare, dar și membrii formației Lira Band au defilat în aplauzele celor prezenți.